Ar fi fost nevoie de un nou corp de clădire. S-a pierdut însă trenul odată cu criza economică. La grupul școlar Dr. Ioan Șenchea, planurile unei construcții noi au înghețat vara aceasta din cauza lipsei de bani. La grupul școlar Dr. Ioan Șenchea s-au făcut anul trecut lucrări de amploare. Astfel, în 2008 s-au investit aici mai bine de 1.300.000 de lei în reabilitarea și mansardarea unui corp de clădire, iar alți 300.000 de lei au fost alocați de la Ministerul Educației pentru începerea lucrării de construcție a unui nou corp de clădire. Din acești bani s-au reușit doar proiectarea, obținerea vizelor și realizarea studiului de fezabilitate, iar pentru construcție nu s-au mai primit bani. Conducerea grupului școlar spune că ar mai fi nevoie de 3 milioane de lei pentru această construcție, dar acești bani întârzie să apară, așa că cel puțin deocamdată nici urmă de șantier în curtea acestei școli.